Bună ziua, stimați cetățeni și în special mulți stimați pensionari, inclusiv cei care au optat pentru posibilitatea de a-și continua activitatea după ce au ieșit la pensie. În timp ce tinerii specialiști masiv părăsesc Republica Moldova, guvernanții își fac politicile pe spatele specialiștilor pensionari. Astfel, statul trebuie să vină cu strategii și politici publice care să motiveze pensionarii să-și continue activitatea de muncă în condițiile favorabile acestora. Actualmente, pensionarii sunt obligați să contribuie fără întrerupere la bugetul asigurărilor sociale și la cel de asigurare obligatorie de asistență medicală, deși ei și-au câștigat dreptul la pensie prin anii de muncă prestați și prin contribuția la fondul de pensii și cel medical. Astfel, legea prevede următoarele. Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea, reexaminarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă pensie de dizabilitate în condițiile prezentei legi, pot solicita reexaminarea pensiei numai des decât o dată la 2 ani cu condiția că pensia calculată este mai mare decât pensia aflată în plată. Potrivit guvernanților, pensionarii care câștigă un venit pe baza muncii și priceperilor, deși din cele mai multe ori sunt nevoiți să lucreze din cauza cuantumului mult prea mic al pensiei, trebuie să achite în continuare contribuții la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, guvernanții nu înțeleg că pensia este un drept câștigat pe baza anilor anteriori de muncă în timp, ce salariul îi ajută să supraviețuiască, fiecile fiind prea mici. Conform datelor statistice, astăzi, în câmpul muncii, activează 22,6% de angajați cu vârstă peste 65 de ani. În acest considerent, stimați cetățeni, pensionari, am decis să venim cu un proiect de lege care iarăși să scoată acele elemente discriminatorii care de fiecare dată noi le spre regret le regăsim în legislația Republicii Moldova. Noi am decis să venim cu propuneri la modificarea legii privind sistemul public de asigurări sociale, astfel să propunem excepții de la obligația de plată a contribuțiilor la bugetul asigurării sociale de stat. Articolul va suna în felul următor. Sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, la cererea acestora, persoanele care continuă să activeze în câmpul muncii după ce și-au exercitat dreptul la pensie pentru limita de vârstă. În cazul în care persoanele indicate nu au depus cererea prevăzută, acestea vor continua să achite contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat cu reexaminarea periodică a cuantumului pensiei în conformitate cu legislația în vigoare. Simplu vorbind, stimați pensionari, ce ar însemna aceasta? Dacă dumneavoastră, ieșind la pensie, totuși optați să găsiți iarăși un loc de muncă, deoarece viața în Republica Moldova, spre regret, este foarte grea în aceste momente, când guvernanții se gândesc doar la majorarea salariilor miniștrilor și nici de cum ridicarea pensiilor și indexarea conform legislației în vigoare. De aceea, în momentul când veți decide acest lucru și veți ieși iarăși la servici, veți avea o posibilitate de a opta pentru una din cele două variante. Prima e, când ieșiți la servici, să achitați iarăși aceste cotizații, aceste asigurări care le aveți de achitat, inclusiv asigurarea medicală, inclusiv plata contribuțiilor la asigurările sociale. Dar și odată la 2 ani să se vă recalculeze la cererea dumneavoastră pensia. Dar dacă doriți, veți avea posibilitatea să, la cerere să nu achitați aceste contribuții. De ce? Pentru că noi știm foarte bine că salariul este, poate fi mult mai avantajos și uneori să achiți iarăși acele contribuții la asigurări în procent destul de mare, după părerea noastră, și având un salariu bun, vei plăti mult mai mult decât vei obține pe urmă la recalcul,
Astfel, noi considerăm că aveți dreptul, trebuie să aveți dreptul, ca să aveți această opțiune. Totodată, luând în considerare faptul că asigurarea obligatorie de asistență medicală este achitată oricărui pensionar din bugetul statului odată cu ieșirea la pensie, noi considerăm discriminator faptul ca dumneavoastră, angajându-vă din nou în câmpul muncii, să fiți obligați iarăși să achitați din propriul buzunar această asigurare. De aceea noi iarăși venim cu modificare la legea cu privire la asigurările obligatorii de asistență medicală, prin care solicităm exceptarea acestei poziții și ca toți pensionarii care au atins vârsta dată să se bucure de faptul că statul va asigura achitarea acestei polițe de asistență medicală. Pentru că, iarăși, trebuie să fim foarte atenți cei care au atribuții legislative, ca să excludem acele momente discriminatorii în legislația noastră. Totodată vreau să readuc aminte și prin această modalitate să atrag atenția celor de la guvernare să nu procedeze ca și în cazul proiectului de lege care l-am avut noi cu exceptarea situației discriminatorii a celor mămici care au un copil la întreținere și au decis iarăși să iasă în câmpul muncii. Ține minte perfect cum acești guvernanți, așa numiți, au dat avize negative la proiectul de lege în cauză, după care au copiat, au plagiat motamo acele prevederi și le-au introdus în așa numitul lor proiect mult mai vast, dar necătând la acest lucru, mamele cu copii care au ieșit la servici încă un an de zile au rămas în situație discriminatorie, pentru că conform proiectului propus de cei de la PAS, el va intra în vigoare abia în 24. Deci eu vă rog, măcar în cazul pensionarilor, care sunt, după cum vedem, într-o proporție destul de mare și au o viață extrem de grea, să fiți mult mai respectuoși și mult mai adecvați în această abordare, să nu mai dați aceste avize negative, spunând că nu aveți bani pentru ei sau că pierde bugetul la anumite cotizații. Dar să vă gândiți la cei oameni care o viață întreagă au muncit destoinic și au dreptul la o pensie destoinică. Și o viață destoinică în continuare. Vă mulțumesc mult și sper că pensionarii vor avea posibilitatea urmare acestui proiect de lege să beneficieze de aceste posibilități și să-și aleagă acea variantă care este mai profitabilă în cazul dat pentru ei și să primească de la stat acea asigurare medicală care este obligatorie pentru toți pensionarii, statul să-l achite odată cu ieșirea la pensie. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă!